Noul semn de circulație alb cu o mașină tăiată, din cauza căruia mulți șoferi primesc amendă. Ce înseamnă și si unde poate fi întâlnit? Chiar dacă ai permis de mulți ani și si ai condus mii de kilometri, există indicatoare pe care este foarte posibil să nu ai habar. Mai mult decât atât, șoferii care circulă pe drumurile din alte țări trebuie să fie atenți pentru că este posibil să întâlnească indicatoare noi. De exemplu, cei care circulă pe drumurile din Germania trebuie să fie atenți la semnul alb-negru cu o mașină tăiată în jumătate. Deși se poate vedea de peste trei ani, semnul acesta încă este necunoscut pentru o mulțime de șoferi. Ce înseamnă de fapt semnul de circulație alb cu o mașină tăiată? Acest semn va putea fi văzut cu precădere atunci când cauți un loc de parcare. Însă, sub nicio formă nu parca în acea zonă. Semnul reprezintă loc de parcare pentru vehiculele de tip carșarin. Pe portalul Carșarin de se spune, semnul Carșarin este folosit ca semn suplimentar la semnul de circulație Parken 314 sau 315 pentru a marca locurile de parcare Carșarin. Spațiile de parcare generale de Carșarin din spațiile publice, unde fiecare vehicul de Carșarin poate fi parcat, pot fi identificate cu această combinație de indicatoare. Conform legii privind circulația rutieră, astfel de vehicule pot fi parcate chiar în zona interzisă de parcare, dacă semnul alb-negru cu o mașină tăiată în jumătate și patru oameni este atașat ca semn suplimentar, arată ziarul romanesc, de amenzii pentru parcarea în astfel de locuri. Dacă vei parca mașina într-una dintre zonele unde vei vedea acest semn de circulați, poți primi amendă de 55 de euro. De asemenea, mașina ta poate fi remorcată, ceea ce înseamnă costuri foarte mari.